În acest video am să-ți arăt cum se face un website pentru începători, vei vedea de ce ai nevoie neapărat de un site, cum să planifici site-ul, ce scop are, cum faci vizitatorii site-ului să stea mai mult pe el, cum plănuiești design-ul și cum să apari mai ușor cu el pe Google. Salut, sunt Claudiu de la De La Zero Biz, bine ai venit pe acest canal unde vorbesc despre marketing digital și cum poți să-ți promovezi online afacerea și dacă nu te-ai abonat, ia-ți o secundă să o faci și să fii anunțat ori de câte ori fac astfel de video care te-ar putea interesa. Astăzi voi vorbi despre cum se face un website pentru începători și o întrebare pe care am întâlnit-o foarte des este: dar nu pot avea doar o pagină de Facebook? Răspunsul pe scurt este nu. Dacă ești serios să faci mai multe vânzări, îți trebuie neapărat un site. Și am să-ți dau 5 motive, doar 5, pentru care nu poți avea numai o pagină de Facebook pentru afacerea ta. Motivul numărul 1 este că pe pagina de Facebook informațiile noi sunt puse unele peste altele în postări. Cum faci să mai găsești o postare de acum un an dacă postezi des? Motivul numărul 2 este că nu poți să scrii tot ce vrei tu, nu poți să scrii cât vrei tu, nu poți spune orice fel de imagini. Motivul numărul 3 este că pagina nu este a ta, este controlată de Facebook și ei pot decide oricând dacă vor să o șteargă, să o facă inaccesibilă sau să o blocheze. Motivul numărul 4 este că pagina de Facebook este mai mult ca o secțiune de relații cu publicul unde răspunzi la întrebările celor interesați de produsele sau serviciile tale. De exemplu, pot discuta cu cineva, care este adresa, pot face o programare. Și ultimul motiv pe care ți-l mai dau este că pe pagina de Facebook, indiferent câți oameni interesați de serviciile sau produsele tale ai, nu ai controlul lor, nu ai o listă cu ei ca să-i contactezi când vrei, nu le poți trimite oricâte mesaje vrei cu oferte, iar dacă nu plătești reclame prin Facebook, postările tale nu ajung decât la 2 sau 3% din cei care îți urmăresc pagina. Și acum, de ce are neapărat nevoie de un site afacerea ta? Îți dau doar 5 motive. Site-ul este cea mai importantă parte din online a afacerii tale. Este un centru de control online, către care converg toate aparițiile de pe internet ale afacerii tale. Iată și cele 5 motive. Motivul numărul 1 este că aici poți da mult mai multe informații, prin articolele pe care le scrii, prin pagina de servicii, pagina despre, pagina contact și celelalte pagini pe care le mai pui pe site. Al doilea motiv este că scopul site-ului este să vândă ceva. Dacă tu nu vinzi ceva pe site sau nu reușești să faci nicio vânzare, înseamnă că ceva nu este bine, nu funcționează pe site. Un alt motiv este că pe site ar trebui să colectezi adrese de e-mail printr-un formular de înscriere, poate un pop-up sau alte strategii, cum ar fi prin roboți de chat, prin WhatsApp și altele. Motivul numărul 4 este că ai nevoie de un site pentru afacerea ta ca să lansezi un produs sau un serviciu sau mai multe prin funnel-uri de vânzare și alte strategii. Iar motivul numărul 5 ar fi că pe site poți să măsori precis activitatea vizitatorilor de pe site. Să vezi ce fac ei, unde se duc, pe ce pagini ies, cât stau pe site, ce articole le plac, etc. Însă, înainte de a vinde ceva, afacerea ta are nevoie să fie cunoscută, să fie de încredere și să fie agreată. Cum câștigi încrederea clienților în afacerea ta? Păi, îți arăți expertiza, pasiunea și site-ul ar trebui să fie structurat ca și cum le rezolve o problemă sau o nevoie. Îți vei construi paginile despre autor, despre ce faceți, pagina contact și aici trebuie să dai multiple moduri de a fi găsit. Apoi vei face pagina de blog cu articolele în care dai noutăți, eventuale oferte uneori și neapărat să pui pe site și mărturii, adică testimoniale. Site-ul trebuie să arate bine și să fie profesional ca să fie de încredere și să fie agreat sau plăcut. Conținutul site-ului trebuie să fie diferit, original și unic. Nu copia ce fac concurenții tăi, nu copia de pe alte site-uri, poți să te inspiri, dar nu copia pentru că Google va găsi acele locuri în care ai copiat și îți va declasa site-ul. Și dacă iei plata prin site, trebuie să ai neapărat un certificat SSL, adică acel lacăt în bara browserului sus,
să arate că site-ul tău e protejat și paginile de comandă trebuie să fie bine făcute, plus un factor de încredere ar fi logo-ul operatorului de plată, adică dacă e plata prin Euplătesc sau Netopia sau Stripe, trebuie să fie pe site prezente acele logo-uri. Cum faci ca vizitatorii să stea mai mult pe site-ul tău? Nu complici experiența utilizatorilor pe site. Cum faci asta? Să ai puține animații sau deloc. Să eviți prea multe culori. Să eviți ca ei să dea prea multe clicuri până găsesc ceea ce caută. Să pui puține fonturi pe site, maxim 2 fonturi. Și atunci când ai informații pe site sau când scrii un articol, să îl scrii în bucăți mici, în așa fel încât ochii să se odihnească, să nu se piardă în acel text stufos, dacă ai un text mai lung. Care este scopul paginilor pe site? Păi, depinde de scopul tău. Unele pagini au scopuri diferite. Unul dintre ele poate fi colectarea de e-mail-uri. Pe o altă pagină poate fi să împingi vizitatorul într-un funnel de vânzare. Și ca exemplu, să zicem că vrei să ai ca scop să colectezi adresele de e-mail. Pentru aceasta îți trebuie un formular de înscriere în partea de sus a paginii, fără să rulezi în jos pagina, adică vizitatorul când intră pe pagina ta să găsească imediat acel formular de înscriere și să nu mai stea să deruleze el în jos până ajunge la el. Apoi ai putea avea și un pop-up de ieșire, adică în momentul în care vizitatorul are intenția să iasă de pe site, să-i apară un anunț în care îl oprești și îi spui să se înscrie, să-i dai ceva în schimb ca să-și lase datele de contact. Pentru asta trebuie neapărat să oferi ceva în schimb, adică un lead magnet, care poate fi un e-book, un training de videouri, curs gratuit, ceva de genul ăsta, un cheat sheet. Și dacă vrei să ai opțional implementat pe site un heatmap, adică o bucată de cod care arată unde dă click vizitatorul pe site, unde îi iese, deci toată harta a ceea ce face cel vizitator pe site. Câteva din tipurile de site-uri pe care le-ai putea construi, asta o stabilești de la început, depinde de scopul pe care l-ai. De exemplu, poți construi un blog sau un magazin virtual pentru produse fizice, un magazin virtual pentru produse digitale, cum sunt cursurile online, un site de prezentare pentru afacere dintr-o localitate, sau un funnel de vânzare, adică o succesiune prestabilită de cel puțin 2 pagini prin care tu conduci vizitatorul către scopul tău, care poate să fie să-și înscrie datele de contact sau să-i vinzi ceva sau să-i vinzi într-un moment ulterior. Sau poate să faci un site de membership, adică cel care vrea să aibă acces la informația pe care o pui tu acolo pe acele pagini trebuie să plătească pentru asta. Acestea sunt doar câteva tipuri de site-uri, mai există și altele, însă nu le voi da acum ca să nu lungesc prea mult video-ul. Cum plănuiești designul unui site? Iată la ce să fii atent atunci când construiești site-ul. Să aibă o structură plăcută, să nu fie prea încărcat, să fie aerisit și ordonat, să fie ușor de navigat prin el, simplu și fără animații prea multe. Să fie responsiv, adică să se vadă bine și de pe dispozitivele mici, mobile, cum ar fi smartphone sau tabletă. Să comunice bine identitatea brandului, adică a firmei, prin logo, slogan, culori, fonturi, etc. Și să comunice orientat către publicul potrivit, cu imagini și poze atractive. Și neapărat să aibă și butoane cu call to action, CTA-uri, adică îndemnuri la acțiune, care să îndrume vizitatorul ce să facă în continuare. Acum, după ce ai construit site-ul și ai pagini plăcute, interesante, cum faci optimizarea lui pentru vizitatori și pentru motoarele de căutare? Trebuie să plănuiești navigarea simplă a site-ului atât pentru vizitatori cât și pentru roboții trimiși de motoarele de căutare. Dacă iau, de exemplu, un site care se vrea pentru rețete culinare, deci va fi, site-ul este părintele, va trebui să îl ordonez prin categorii. De exemplu, 3 categorii pentru aceste rețete culinare. Să zicem că facem o categorie să fie rețete culinare franțuzești, apoi o categorie de rețete culinare germane și o a treia pentru cele italiene.
Deci aceste trei categorii vor fi ca și copiii site-ului despre rețete culinare. Și apoi va trebui să ordonezi aceste categorii prin subcategorii. De exemplu, pentru rețetele culinare franțuzești, voi face o subcategorie de rețete cu carne, a doua de rețete cu legume și a treia subcategorie va fi de rețete de pâine. Pentru fiecare din aceste subcategorii, voi putea apoi să pun etichete ca să le ordonez și mai mult. De exemplu, la rețetele cu carne, voi putea face rețete cu carne de porc, carne de vacă, carne de pui, carne de miel, etc. Și aceste etichete le voi pune în articolele din blog atunci când vorbesc despre rețeta respectivă. Ok, deci astfel faci optimizarea site-ului atât pentru vizitatori, dar mai ales pentru motoarele de căutare. Deci, ai văzut cum se face un website pentru începători? De ce nu poți avea doar o pagină de Facebook pentru afacerea ta? Foarte multe afaceri știu că au doar o pagină de Facebook, însă nu fac bine ceea ce fac. Ai nevoie neapărat și de un website, ți-am explicat de ce. Și dacă ți-a plăcut acest video, dă-mi te rog un like, iar noi ne întâlnim data viitoare. Eu sunt Claudiu de la Zero Biz, numai bine și pe curând!